Bună, dragii mei, e live pe Metropola TV sau live pe Facebook mugurmihescu.ro sau Facebook, nu .ro, ce este, live Facebook, pagina de Facebook Mugur Mihescu Meriți sau Mugur Mihescu, unde stăteam de vorbă cu Ion despre minunăția asta de sat meșteșugăresc pe care au creat-o aici, lângă noi, la Comana, deci pentru cei care sunt din București, dar nu numai. Când sunteți în zona asta și sunteți cu copiii sau chiar voi înși vă, veniți la Comana, e deschis și în weekend acum vara, mai ales vara, putem să evadăm din weekend înainte de, sau după partida de pescuit de pe acolo, de prin zonă, de la 12 la prânz până seara la 6 acum, sper să mai cadă căldurile, că este greu și cu căldurile astea, să venim cu copiii, cu toți puradeii noștri de pe aceea, să-i creștem, să vină familiile cu copii, comunitățile astea minunate de aici, să învățăm, să vedeți și voi cât se bucură copilul când îl lăsați să pună mâna pe lut, pe ac, pe ce mai pune mâna? În vana cu hârtie de mână să fac o foaie de hârtie, pe presă de tipar. Astăzi, de exemplu, am făcut carnețele, am legat carnețele cu copiii. Agende, da. Jurnale de tabără, practic. Și au făcut un mic jurnal, l-au cusut ei. Ce tare! Lor, și l-au și decorat, au și decorat coperta cu decupaje din hârtie de mână și din carte veche și cu creioane colorate, și următoarele zile își vor trece impresiile în acest carnețel. Bă, să dea Dumnezeu să se mai întâmple ca pe vremea noastră, când încă fetele își țineau jurnale, carnețele, scriau în ele. Partea ideii noastre de sustenabilitate este și să avem o mică producție manufacturieră la fiecare din ateliere și creăm o serie de carnete de însemnări, le-am spus noi. Sunt practic agende albe cu copertele imprimate, sunt din hârtie reciclată, nu hârtia noastră, ci hârtie reciclată industrial de bună calitate, dar toate operațiunile care duc la realizarea acestui carnet sunt făcute de mână. Adică sunt îndoite foile de mână, apoi sunt cusute, sunt lipite, copertele sunt prinse de blocul de cartuș așa de mână, sunt tăiate la ghilotină, la o ghilotină veche din atelierul muzeu, ghilotină în anii 30, tot așa de mână. Eu mi-aduc aminte de ghilotina de tăiat hârtie fotografică, și de tăiat film. Era rât. Da. Avem și câteva ghilotine vechi, inclusiv zimțate pe diverse forme. Și nu se rănesc copiii? Nu lucrăm cu ele. Aoleu. Iar ghilotina pe care o folosim, chiar le arătăm, este legată cu un lacăt, ca nu cumva să se joace cineva la degețelul pe la cuțit. Chestia asta mi-am adus aminte, sincer, apropo că de asta am zis-o pe aia cu antigelul. Mi-am adus aminte când îți cumpărai o motocicletă pe vremuri, să dădea o trusă de chei, da? De rezervă și du-te. Acum, dacă cumperi o motocicletă, e o broșură pe care scrie să nu bea antigelul. Deci, pe cuvântul meu de onoare. Asta mi se pare că ne îndreptăm către o zonă puțin foarte de low mamifere. Știi? Asta mie nu mi se pare educație. Nu mi se pare nici măcar o chestie de safe. Asta o spune, poate să îi spună cineva, cuiva care își cumpără motocicletă, că ar fi în stare să bea antigelul, pe cuvântul meu de onoare. Deci, și asta nu e o glumă. Da. Dacă te uiți, scrie că să nu bei antigelul. Am văzut și eu povestea. Ai văzut și tu chestia asta? Ce să vă spun? Întoarcerea la tradiții, în schimb, ceea ce propui tu acum este întoarcerea la tradiții, adică la chestiile pe care le-am crezut perimate, obosite. Noi mergem către zona asta. Greșit, dragilor. Sunt foarte actuale. Asta e pariul nostru propriu. Să dovedim că meșteșugurile sunt încă relevante în secolul 21. Exact. Reușim să supraviețuim, din păcate. Economic suntem așa. Acum cu pandemia bănuiesc că și vouă v-a dat-o la temelie. Pandemia, da, exact. Măcar ați aplicat pentru fonduri acum de ajutorare. Da. Ați reușit să obțineți? Am reușit să obținem. Bravo. Am reușit să obținem. Chiar astăzi am primit notificare pentru atelierul de papură.
Vorbim de papură, atelier de papură. Satul Meșteșugul este un mic incubator de afaceri meșteșugărești. Practic fiecare atelier este independent. Am înțeles, da. Iar noi de la Asociația Moara de Hârtie îi ajutăm de fapt pe meșteșugari să scape de problemele juridice, contabilitate, administrative și să se concentreze pe ceea ce știu să facă. Să-și facă bine meseria. Pe fișa postului. Exact. Și să ajute copiii să învețe măcar așa o bucățică din meșteșugul respectiv, da, da, da. Și să rămână măcar cu ideea, uite, domnule, cât de greu e să faci niște obiecte. Data viitoare, de exemplu, când mă îmbrac o haină, nu mă gândesc că nu mă interesează cine a făcut-o, ci mă gândesc că poate cineva a lucrat la ea și a făcut-o, a cusut-o. Sau este țesută la război și este lucrată și e mult de lucru, pentru că în momentul în care îi văd efectiv și ziceai chestia. Ceva de hârtie reciclată. Ați încercat cumva să creați acolo și hârtie artizanală de asta, gen chinezească sau gen sau varietăți de papirus, am făcut provocați fiind de Muzeul Național de Artă a României. Da? Au avut o expoziție de stampe japoneze. Aha. Și noi am lucrat cu ei, am făcut și două carnețele de care vă spuneam, cu coperte, opere de artă din patrimoniul Muzeului Național de Artă. Un Grigorescu și cu o bucată din fresca veche de la Mănăstirea Curtea de Argeș, cu domnița Roxanda. Doamna Roxanda, fata lui, fica lui Neagoe Basarab, care este considerată ca și pictură Gioconda Estului. Da. Și provocați de ei, am creat un atelier de manufacturare de hârtie japoneză. Am cumpărat materia primă, pentru că chiar crește în zona Asiei. Orez. Bambus. Kozo se numește. Cum? Kozo se numește. Hozo? Kozo, cu capa. Kozo. Da, este un, este un fel de dud. Este un dud, e un tufiș, să zicem, așa, o buruiană, dar din coaja interioară a acestui kozo se face o hârtie de superbă, de o foarte bună calitate. Fibra este extrem de lungă, fibra de celuloză este foarte, foarte lungă. Uh-huh. Am fost la muzeu, am făcut un atelier pentru adulți și un atelier pentru copii, au bătut oameni efectiv, au pregătit paste hârtie, am pus-o apoi în apă și am făcut cu niște rame pe care le-am cumpărat din Japonia, da. Cumpărat rame de hârtie japoneză din Japonia, speciale pentru ateliere, au făcut niște foicele de hârtie cu care oamenii apoi au plecat acasă. Iar apoi, peste o săptămână sau două săptămâni, au făcut cei de la muzeu, cu experții lor, un atelier de gravură pe hârtia respectivă. Am văzut un documentar legat de fabricarea acestei hârtii, dar nu știam de chestia aia cu kozo, da? Da. Ce este fascinant este cum fiecare civilizație, sau mă rog, zonă de civilizație și-a folosit resursele naturale, da, pentru a ajunge, de fapt, către același obiect, aceeași destinație finală. Da. Bambusuri, celuloze. Bine, până la urmă, lumea vegetală a dat hârtia și... La noi hârtia veche este din cânepă și din in. Cânepă, da. Pentru că... Mama mea ce se bătea cânepa, țin minte. Acum... Hârtia pe vremuri se făcea din haine vechi. Da. Hainele erau țesute la război, din cânepă, cânepă și din in. Exact. Da. Doar nu care, nylon. Când nu mai, evident, când nu mai erau purtate, erau duse la moare de hârtie. De asta noi numim moare de hârtie, pentru că așa se numea pe vremuri, deci de aici vine. Locurile unde se fabrica hârtia, pentru că aceste haine erau măcinate, se transformau într-o pastă de hârtie, iar apoi cu o formă de hârtie se făcea foaie cu foaie. Dragul meu, tu îți dai seama că noi și societatea veche, nu o societate bazată pe atâta consum dintre ăsta, noi aveam reciclarea în sânge? Da. Fabricarea de hârtie, păi, a fost prima reciclare, când, exact. Când toate... Hai să-ți mai dau un exemplu banal de acum 40 de ani, de exemplu. Preșurile de cârpă. Preșurile... Exact. Când nu mai folosea o treanță, nu arunca al de mămica pe pârâul la vale. Nu? Sau, nu, o rupea fâșii, lunguiețe, da, și făcea din ea preșuri. Da. Când preșul nu mai era bun, îl punea în cotețul câinelui. Exact. Înțelegi? Și după aia preșul putrezea natural, pentru că era fibră. Noi am făcut, de exemplu, acum, pentru Bine Butic al Crucii Roșii, preșuri, am făcut preșuri din blugi. Pentru? Pentru Bine Butic. Este un magazin al Crucii Roșii. Ok, asta nu știam. Și ei primesc la Crucea Roșie, fac și colecte de haine. Blugii care nu sunt buni, ei taie cu voluntarii lor, ne aduc deja fâșii
Și colega noastră care a fost într-o poză mai devreme, de la terenul de țesut, a țesut efectiv preșurile de cârpe, pe care știți, așa, numai că le-a țesut din blugi. Și este un preșuleț foarte simpatic. Dar mă mir foarte... că blugii acum nu... Adică, la ora actuală, cu cât sunt mai tăiați, cu atât sunt mai purtați. Adică n-am mai văzut blug întreg, de exemplu. Eu, unul mai personal, când trec pe stradă, văd... Nu mai zic, mama mea, ce preșuri aș face eu din așa. Glumim, mai și glumim că trebuie să... Dar am făcut chiar și hârtie din blugi, să știți, pentru că blugii sunt... Da. Denimul adevărat este bumbac 100%, este bună calitate. Da. Și este o hârtie foarte frumoasă, așa, cu o tântă albăstruie, pentru că hârtia se face și din bumbac. Putem să facem și din bumbac, da, da, și din cânepă, din fibrele vegetale. Fibră vegetală. Da, chiar aveți acolo, aveți și o, între asta, în atelier, mă gândesc, nu știu, te întreb, că habar n-am. Și dintre asta, unde poți să reciclezi hârtia, hârtie? Noi hârtia pe care o facem este hârtie reciclată din hârtie de birou. Adică noi hârtia pe care o facem copiii, deci voi hârtie de birou, acolo, exact. Le și arătați cum se reciclează. Exact, exact. Asta vreau. Nu suntem reciclatori. Nu. Cantitățile pe care le folosim noi sunt foarte mici. Am înțeles, dar învață copiii tehnica asta, adică o văd măcar. Exact, o văd, pentru că foile de hârtie pe care le fac ei, le fac din hârtie de birou. Deci luăm hârtie de birou. Să vadă și cum se face pasta. Măcinăm, facem pasta, după care ei își fac foaia de hârtie și uneori mai rămân picățele negre de la toner, uneori mai rămân litere, uneori chiar și fragmente de cuvinte. Da, pentru pe asta o individualizează, exact, o pagină dintre asta. Fiecare foaie de hârtie de mână este unică. Noi mai punem în ea, în foile de hârtie de mână, ca să fie mai interesante, mai punem iarbă verde, mai punem petale de flori. Să le faceți, să le dați o textură. Exact, exact, să fie mai interesant, așa. Și frumusețea este că iarba fiind practic, iarba verde fiind practic prinsă în interiorul hârtiei, rămâne verde zeci de ani. Da. Fără probleme, pentru că ea nu se mai oxidează. Nu se oxidează, corect. Este în interior, este prinsă în hârtie. Ca o muscă în chihlimbar. Ca o insectă în chihlimbar. Deci petale de flori și iarba verde pe care le punem noi în foile de hârtie. Și de asta sunt unele foile de hârtie care sunt efectiv tablouri. Da. Cum stai pe să nu-i fascineze pe copii așa? Da. Cum ai vrea să nu-i fascineze pe copii un atelier? Păi eu spuneam de vorbă cu nevastă mea, când preda la un moment dat, își luase niște norme, care a zis că ea mai vrea să lucreze și cu copiii mici, ăștia de 5-8, nu numai cu ei de liceu, și a mai luat așa de... că îi place, e hobby-ul ei. Asta, cu copii de a 5-a, a 6-a, așa. Bă, și când le-a desfăcut ăstora de a 5-a computerul, deci au nebunit ăia. Povesteau, să băgau în mațele alea, așa. Băi, fraților, asta înseamnă educație. Așa predai. Practic. Vorbeam înainte, ți-am zis, de aia, de istorie. Da. Asta este ceea ce le trebuie copiilor. Iar ceea ce faci tu acum și împreună cu soția, ea ce face? Cu ce parte se ocupă? Ea se ocupă cu partea de comunicare cel mai mult. Iarul? Da. Să comunice mai bine, că uite, eu nu știam de voi. Da. Ai trebuit. Dana, ne supărăm, da? Cu comunicarea mai... Partea de resurse umane, unde mă ajută foarte, foarte mult. Partea de gestionare a resurselor umane. Plus, orice, de la, nu știu, spălat pe jos până la... vorbit la radio și la televizor. Astăzi m-a trimis pe mine, dar de obicei ea vorbește. Mama mea, derogare de responsabilități. Da, 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 ai grijă că s-ar putea... ai vorbit cam mult, nu ți se pare? Nu cred. Am primit mâna liberă, așa că toată e regulă. No way! Da. Da. Dar știi, îți spun, este minunat să dea Dumnezeu să mai dai drumul și la alte ateliere dintre astea în cadru, nu știu ce ai putea să faci și să fie safe, să nu bea cineva antigel pe acolo. Da. Sunt multe, depinde de resurse. Noi ne concentrăm să reușim să fim sustenabili, adică să reușim să, categoric, să mergem mai departe fără să mai apelăm neapărat la proiecte. Pentru că chiar dacă am pornit ca inițiativă non-profit, ca asociație Mole Hârtie, de la bun început ne-am gândit cum reușim să avem venituri proprii, fără să fim dependenți. Să devii exact, să te autosusții. Exact.
Acum, în ultimul timp, avem nevoie și cu pandemia care ne-a afectat foarte mult, avem nevoie de sponsorizări, ne-au ajutat foarte mult sponsorizările, donațiile oamenilor, proiecte pe care le-am scris și câștigat. Și oameni să vină, să exact, uite, exact. Cum ai sâmbătă, ai zis că are sâmbătă 10 ani. Da, chiar vă rog, dragii mei, împlinesc 10 ani, care n-avem treabă, uite, nu vreau să-ți promit, uite, o să vorbesc acasă cu nevastă mea și cu niște prieteni și poate dăm și noi o fugă sâmbătă până la Comana, să vedem că ei au și doi copii, poate îi punem să-și... Venim cu atigelul de acasă. Da, avem demonstrații de hârtie de mână, de țesul la război, o să avem și un atelier de împâslit lână. Foarte frumos. Avem activități. Dragul meu, încă o dată, mulțumiri din suflet pentru ceea ce faci, pentru exemplu pe care îl dai, pentru ceea ce promovezi ca o parte care este esențială în educația copiilor noștri, și anume atelierele școlare. Astea trebuie să existe în fiecare an din clasa a 5-a până la sfârșitul liceului, perioade de 2-3 săptămâni la fiecare semestru, pentru că așa suntem făcuți, de asta avem dexteritate în mâinile astea. Iar vouă, dragilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, pentru că emisiunea noastră s-a aproape finalizat. Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație și vă așteptăm la Comana. Nu ai de ce. Mulțumesc încă o dată Cătălin Botezatu și Vigo pentru ținutele pe care mi le asigurați în fiecare seară. Prietenii mei, ce să vă zic? Să scăpăm de călduri, ne vedem cu copiii eventual pe la Comana și nu uitați că renaștem doar împreună și renașterea o începeți voi. Eu sunt Mugur Mihescu, iar tu meriți. Pe mâini! Elit Mezeluri cu gust de săvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.